Vreau să recitesc un verset din Proverbe, din capitolul 16, capitol care a fost citit, și după aceea voi mai citi încă un verset, tot din Proverbe, din capitolul 25. Versetul din capitolul 16 este versetul 32. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Capitolul 25 este versetul 28. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Tema mesajului meu din dimineața aceasta, poate v-ați dat seama din cele două versete, este stăpânirea de sine. Nu știu, poate unora vi s-ar părea că nu e un subiect chiar așa de spiritual, stăpânirea de sine. Dar vreau să vă gândiți că Apostolul Pavel scrie în Romani, în capitolul 8, și spune că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Iar în capitolul 5 din Galateni, acolo unde Apostolul Pavel dă o listă cu roada Duhului Sfânt, cuprinde înfrânarea poftelor. Înfrânarea poftelor este același lucru cu stăpânirea de sine. Dacă omul care este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și este copil al lui Dumnezeu, cel care este locuit de Duhul lui Dumnezeu, călăuzirea aceasta a Duhului nu este ceva ca și cum ai fi un somnambul. Te duci cu mâinile întinse că te călăuzește Duhul. Călăuzirea Duhului în viața omului se vede și se vede prin ceea ce Apostolul Pavel spune în lista aceea din Galateni și alte liste care le avem în Scriptură. Iar unul dintre aspectele care trebuie să fie în viața unui om călăuzit de Duhul Sfânt este această înfrânare a poftelor sau stăpânire de sine. Prea puține predici am auzit, prea puțin se vorbește despre stăpânirea de sine. Aș vrea să încep dimineața aceasta cu o maximă, o zicere care este atribuită lui Augustin și care spunea așa: vrei ca trupul tău să asculte de spiritul tău, atunci lasă spiritul tău să asculte de Dumnezeul tău. Ca să stăpânești, trebuie să fii stăpânit. Încă de la început vreau să vă spun că stăpânirea de sine, înfrânarea poftelor, așa cum am zis, este roada Duhului Sfânt. Și niciun om care nu este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, care nu este un copil al lui Dumnezeu, nu poate să aibă stăpânire de sine. Un om, dacă nu este stăpânit de Dumnezeu, la un moment dat firea lui va răbufni. Nu există om care să-și poată înfrâna poftele dacă nu este Duhul Sfânt în viața lui, dacă nu este călăuzit de Dumnezeu. Ce este de fapt această stăpânire de sine sau înfrânarea poftelor? Nu este altceva decât controlul exercitat asupra propriei ființe. Dar acest control nu este în stăpânirea noastră, în posibilitatea noastră de a fi controlat, de a ne controla. Ci, așa cum am spus, este o roadă a Duhului Sfânt. Este Duhul Sfânt cel care controlează viața noastră. Și întotdeauna cel care este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu trebuie și ar trebui să asculte de călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, de șoapta Duhului Sfânt.
Din păcate, lumea în ziua de astăzi trăiește după o filozofie care spune cam așa: îmi place. Și tot ceea ce îmi place, îmi este permis. Asta e filozofia lumii în ziua de astăzi. Uitați-vă oriunde și veți vedea că asta conduce lumea din ziua de astăzi. Îmi place și mi este permis. Și dacă pot și am posibilitățile necesare, voi face ceea ce îmi place. Îmi voi cumpăra ceea ce îmi place și așa mai departe. Din păcate, foarte mulți și creștini trăiesc după aceeași filozofie. M-am uitat în Scriptură și am vrut să găsesc un exemplu în Scriptură de astfel de om. Și am găsit în Judecători, în capitolul 14, îl avem pe Samson. Și omul acesta n-a fost un om oarecare, a fost un om născut prin promisiune. A fost un nazireu, a fost din poporul lui Dumnezeu, cunoștea legea lui Dumnezeu, Samson, o cunoștea foarte bine. Și totuși, la un moment dat, în Judecător, capitolul 14, spune că Samson, în fine, s-a dus și a găsit o femeie dintre filisteni. Și a plăcut femeia aceasta. Și a venit acasă la părinți și a spus părinților: îmi place femeia asta, duceți-vă și luați-mă de nevastă. Părinții, sigur, ca orice părinți pocăiți, i-au spus: n-ai găsit în poporul tău nicio fată încât să te duci la filisteni, la acești netăiați împrejur, să-ți iei soție? Și replica lui Samson a fost la motivul zilei de astăzi: luați-o că îmi place. Luați-o că îmi place. Și părinții n-au avut încotro, i-au luat-o și căsătoria aceasta a durat exact cât a durat nunta, 7 zile. Atât. Acesta e rezultatul filozofiei de viață: îmi place. A omului care nu-și poate controla instinctele, a omului care nu este stăpân pe sine. Stăpânirea de sine sau înfrânarea poftelor implică nu doar stăpânirea poftelor fizice, a poftelor trupului, ci controlul și stăpânirea asupra gândurilor, sentimentelor, vorbirii, a tot ceea ce suntem noi. Această stăpânire de sine nu spune doar nu. Pentru că de multe ori când ne gândim la stăpânirea de sine sau înfrânarea poftelor, ne gândim la nu, nu-i voie, n-am voie. Nu trebuie să fac asta, nu trebuie să spun asta. Stăpânirea de sine nu spune doar nu. Stăpânirea de sine spune și da. Trebuie să fii stăpân pe tine și să ai stăpânire de tine atunci când vrei să citești Scriptura. Ce vine prima dată? Ce spune Scriptura că vine? Întâi vine ceea ce-i firesc. Mai bine mă uit la televizor, că e mai comod să mă uit la televizor decât să studiez Scriptura. Mai bine mă culc la amiază decât să fac o vizită la un bolnav. Sau mai bine mai dorm încă un ceas dimineața decât să mă scol să mă duc la muncă. Pentru toate astea trebuie stăpânire de sine. Trebuie un control, trebuie o disciplină. Deci stăpânirea de sine nu spune doar nu, spune și da. De ce este necesară stăpânirea de sine? Stăpânirea de sine, în primul și în primul rând, este necesară deoarece noi suntem în război cu dorințele noastre păcătoase, cu poftele noastre. Și poftele acestea, este foarte, foarte interesant că sunt foarte puternice pentru că se găsesc în noi. Nu este un atac din afară. Poftele acestea au ca aliat eu-ul nostru, firea noastră pământească, sunt înăuntru nostru, în inima noastră. Și de aceea, de foarte multe ori, cedăm acestor pofte. Este nevoie de stăpânire de sine pentru că noi suntem în război cu aceste pofte. Și Biblia ne spune cel puțin 3 lucruri despre poftele acestea și
doar le amintesc, și spune că aceste dorințe sau pofte ne târăsc și ne momesc, spune Iacov în capitolul 1, ne momesc la păcat, iar păcatul, spune Iacov, duce la moarte. Apoi apostolul Petru spune în 2 Petru 2:11 că aceste dorințe poartă război cu sufletele noastre. Dorințele acestea întotdeauna caută să satisfacă eu-ul nostru, firea noastră pământească, și duc un război cu sufletul nostru, care sufletul nostru caută să se apropie de Dumnezeu, să fie în părtășie cu Dumnezeu. Iar apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 4:22, spune că poftele acestea sunt înșelătoare. De ce mai este necesară stăpânirea? Pentru ce mai este necesară stăpânirea de sine? Este necesară deoarece numai așa putem să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Un om care nu-i stăpân pe sine, nu poate, n-are cum. Așa cum am spus înainte, omul acela nu-i călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, n-are cum să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. În Luca, în capitolul 9:23, Domnul Iisus spune, dacă voiește cineva să mă urmeze, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. E, dacă ne uităm la versetul ăsta, o să vedem niște acțiuni care le pune ca și condiții Domnul Iisus Hristos pentru a-L urma pe El, care nouă nu ne plac. Nu ne plac pentru că ne deranjează confortul, ne deranjează ceea ce gândim, ceea ce dorim. Și uitați, în primul rând spune Domnul Iisus Hristos să se lepede de sine însuși. Să se lepede de sine însuși. Lepădarea aceasta este renunțare la interese, la dorințe, la idei personale, dar nu doar renunțare și gata. Niciodată Scriptura, și atunci când Pavel vorbește în Efeseni despre omul cel nou, spune, dezbrăcați-vă de omul cel vechi care se strâcă după poftele înșelătoare, și nu se oprește Pavel aici, ci zice, și îmbrăcați-vă în omul cel nou, așa mai departe. Renunțarea, lepădarea de sine, nu poate fi, m-am lepădat, s-a lepădat omul de sine și cu asta gata. Se leapădă de ideile lui, de dorințele lui, de poftele lui, dar trebuie să preia ceea ce Dumnezeu îi spune, ceea ce Domnul Iisus îi cere. Pentru că Domnul merge mai departe și spune și să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Ori atunci când spunem și ne referim la crucea Domnului Hristos, la ce ne gândim? Ne gândim la patimile Domnului, la faptul că a fost bătut, scuipat, chinuit, răstignit, omorât. Iar când Domnul spune să-și ia crucea în fiecare zi, Domnul Iisus se referă până la moarte. Așa cum a murit El. Asta cere Domnul fiecăruia dintre noi. Dacă Dumnezeu ne cere să murim pentru El, atunci noi trebuie să fim în stare și gata în orice moment să facem lucrul acesta. Vreau să vă spun că expresia aceasta de stăpân pe sine a fost folosită pentru a traduce două cuvinte diferite din textul grecesc a Noului Testament. Și prima traducere este cea din Galateni, unde apostolul Pavel, când spune înfrânarea poftelor, se referă efectiv la înfrânarea poftelor fizice, a trupului nostru. Poftele care, în mod deosebit, se referă la băuturile alcoolice, la înfrânarea care este necesară în fața tentației băuturilor alcoolice. Al doilea cuvânt care a fost
tradus tot așa cu stăpânire de sine, dar mai corect ar fi cumpătat. Și Apostolul Pavel traduce cuvântul acesta, de fapt Cornilescu traduce cuvântul acesta și spune cumpătat sau stăpân pe sine atunci când Pavel dă sfaturi lui Timotei și lui Tit cum să fie episcopii, prezbiterii, cum să fie femeile în vârstă. Peste tot spune, printre altele, spune că trebuie să fie cumpătați. Primul aspect este tărie lăuntrică, adică rezistența în fața tentațiilor trupului acestuia, iar cumpătat este judecată sănătoasă. Un om cumpătat, atunci când spui că un om este cumpătat, te gândești că omul ăla judecă. Și dacă ne uităm în Tit și în Timotei, vedem că acesta este sensul. Omul acesta, episcopul sau bătrânii sau ce mai spune el acolo, prezbiterii, trebuie să fie cumpătați, trebuie să aibă o judecată sănătoasă. Și dacă ne gândim la aceste două traduceri, vedem că într-adevăr se completează foarte bine unul cu celălalt. Stăpânirea de sine a omului călăuzit de Duhul lui Dumnezeu începe cu o judecată sănătoasă. O judecată sănătoasă care ne spune ce să facem, când să facem, cum să facem sau să nu facem. Pe când tăria lăuntrică ne dă această voință de a împlini ceea ce judecata sănătoasă ne spune. Din păcate, de multe ori, noi avem judecata sănătoasă, dar tăria lăuntrică nu avem, așa cum spuneam înainte. De multe ori, judecata sănătoasă, că suntem cumpătați, ne spune, de exemplu, să venim la biserică. Dar nu avem tăria să venim la biserică pentru că suntem obosiți și rămânem acasă. Sau judecata sănătoasă ne spune că decât să stăm la televizor, să studiem Biblia. Și nu o facem, că nu avem tăria lăuntrică necesară de a face lucrul acesta. De multe ori se întâmplă astfel în viața noastră. Aș vrea să ne uităm acum puțin la trei aspecte ale stăpânirii de sine, și anume stăpânirea de sine a trupului, a gândurilor și a sentimentelor noastre. Să știți că sunt lucruri extraordinar de importante, pentru că în ziua de astăzi foarte mult ne lăsăm, și noi pocăiții ne lăsăm, ca să spun așa, duși de val. Și de multe ori, în loc să avem o judecată sănătoasă și tăria de a face ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne cere, de multe ori dăm frâu emoțiilor noastre, dăm frâu poftelor noastre, dorințelor noastre, care sunt împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Stăpânirea de sine asupra trupului. În primul și în primul rând vreau să vă spun, frați și surori, că în Biblie găsim scris că Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele. Dumnezeu nu e un tiran care să ne spună tu n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie. Pomii din grădina Edenului, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu doar că au fost frumoși și plăcuți la privit, la mâncat, ci au fost plăcuți și la privire, la vedere. Deci nu doar că erau buni de mâncat pomii din grădină, ci erau și plăcuți la vedere. Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile să ne bucurăm de ele. Din păcate, păcatul venit în lume prin Adam a făcut ca omul să pervertească totul. Și de aceea Pavel se află în situația când scrie Corintenilor să le spună că toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Frați și surori, toate lucrurile ne sunt îngăduite, spune cuvântul lui Dumnezeu.
Dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe noi. De ce? Pentru că noi trebuie să fim stăpâniți de Hristos. Și de nimic altceva. Și dacă vom fi și suntem stăpâniți de Hristos, atunci judecata noastră sănătoasă, stăpânirea noastră de sine, călăuzirea Duhului Sfânt, ne va spune ce este bine și ce nu este bine. Ce trebuie să facem și ce nu trebuie să facem. Stăpânirea de sine asupra trupului nostru trebuie în mod deosebit să țintească trei aspecte. Și anume îmbuibarea, munca și necurăția. Sau imoralitatea sexuală. În ceea ce privește îmbuibarea, cred că nu este cazul și este normal să nu fie cazul când este vorba de băuturi. Dar eu doar vreau să vă dau ideea și să vă gândiți fiecare în dreptul nostru. Dar oare când este vorba de îmbuibare cu mâncare, suntem oare uneori îmbuibați sau nu suntem? Apoi când este vorba de muncă, stăpânirea trupului în ceea ce privește munca. Cum ziceam mai înainte, când sună ceasul dimineața, parcă nu te-ai sculat, dar trebuie să te scoli. Te-ai dus la muncă, te calcă șeful pe bătătură, trebuie să te stăpânești. Trebuie să te stăpânești. Și așa mai departe. Iar în ceea ce privește necurăția sau imoralitatea sexuală, nici nu mai vorbim. Pentru că, din păcate, se întâmplă și în biserici lucruri care în urmă cu 15-20 de ani nici nu se vorbea despre așa ceva. Trebuie stăpânit trupul. Trebuie. Apoi, stăpânirea de sine asupra gândurilor. Pavel spune în 2 Corinteni, în capitolul 10:5, că orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Ce înseamnă lucrul acesta? Ce înseamnă să facem orice gând rob ascultării de Hristos? Înseamnă a păstra în gândul nostru, în mintea noastră, doar acele gânduri care îi sunt plăcute lui Dumnezeu. Hai să citim un verset din Filipeni, din capitolul 4. O să citim versetul 8. Filipeni, capitolul 4, cu versetul 8. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească sau aceea să fie în mintea voastră. Stăpânirea de sine asupra gândurilor nu este doar partea negativă, adică nu păstrăm în gândul nostru nimic care nu-i place lui Dumnezeu, ci trebuie ca gândul nostru, așa cum spune Pavel aici, să fie umplut de ceea ce îi place lui Dumnezeu. Și anume, tot ce este vrednic de cinste, ce-i drept, ce-i curat, vrednic de iubit, vrednic de primit, orice faptă bună și așa mai departe. Deci, stăpânirea de sine asupra gândurilor noastre trebuie să fie aceasta. Îndepărtăm din gândul nostru, din mintea noastră, orice gând de bârfă, de ură, de ceartă, de orice altceva și ne umplem gândul cu ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Aceasta este stăpânirea de sine asupra gândurilor. Din păcate, se întâmplă următorul lucru. Noi permitem în gândul nostru și păstrăm în gândul nostru lucruri care nu le-am arăta în practică. De ce? Pentru că ceea ce e în practică se vede. Dacă urâm pe cineva, poate că dacă în practică îi dăm o palmă, să zicem un exemplu. Dar în mintea noastră, dacă urâm pe cineva, rămâne acolo, nu se vede. Și aceasta
nu place lui Dumnezeu. Gândurile noastre trebuie să fie întotdeauna gânduri care aduc cinste lui Dumnezeu și care sunt plăcute lui Dumnezeu. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei să fugă de ispită. Să fugă de ispită. Și noi trebuie să fugim de aceste gânduri. Nu doar să le scoatem din mintea noastră, ci efectiv să fugim de ele. Acum, întrebarea este, facem lucrul acesta sau nu facem lucrul acesta? Cum se formează gândurile noastre? Păi gândurile noastre se formează prin, în mod deosebit, prin ceea ce intră în capul nostru, prin ochi și prin urechi. Pentru că ori citim ceva, ori vedem ceva, ori auzim ceva și în felul acesta ni se formează, să spun așa, cultură sau incultură, în felul acesta se formează gândurile noastre. Când Pavel îi spune lui Timotei să fugă de ispită și noi trebuie să fugim de gândurile care nu sunt pe placul lui Dumnezeu, noi trebuie să fugim de ceea ce nu-i plăcut lui Dumnezeu când lucruri neplăcute intră în mintea noastră, prin ochii noștri, prin urechile noastre. Deci trebuie să avem mare, mare grijă ce privim și ce auzim. Cu ce hrănim mintea noastră. Ce îi dăm să mănânce. Îi dăm ceea ce îi place lui Dumnezeu sau ceea ce nu îi place lui Dumnezeu. Și al treilea aspect al stăpânirii de sine este stăpânirea de sine asupra sentimentelor. În mod deosebit m-am gândit la două sentimente care s-ar putea să fie câteodată în inima noastră, și anume mânia și furia. Este nevoie să le stăpânim? Sigur că da. Și nu numai acestea. Dar acestea au un efect devastator, să spun așa, asupra celor din jurul nostru. Mai sunt și alte sentimente care ne fac nouă viața grea. Dar mânia și furia se exercită asupra celor din jurul nostru, din casa noastră, din biserică, de la locul de muncă. Și de aceea este nevoie ca acest temperament care include mânie și furie să fie controlat. Pentru un creștin este de neconceput să aibă un temperament care să fie necontrolat. Nu înseamnă că dacă ai un temperament vulcanic nu ești pocăit. Nu ești pocăit atunci când nu poți să ți-l stăpânești. Atunci nu ești pocăit. De aceea este nevoie de stăpânire, de stăpânire de sine, începând de la a fi cu o judecată sănătoasă și apoi tăria lăuntrică de a stăpâni acest temperament, care de multe ori ne spune să explodăm, dar Dumnezeu ne spune că între noi trebuie să fie pace, să fie blândețe, să fie dragoste și așa mai departe. Există sentimente apoi care trebuie stăpânite, dar care ne fac mai mult rău nouă. Și frica este unul dintre aceste sentimente. Ura, autocompătimirea. Autocompătimirea, să știți că e un sentiment care duce până și la boală fizică. Până și la boală fizică poate să ducă autocompătimirea. Crezi tot timpul că toată lumea are ceva împotriva ta, că tu nu ești bun de nimic, că nu poți face nimic, că nu ești așa, că așa, că așa. Efectiv, până la boală fizică poate să ducă acest sentiment. De aceea trebuie autocontrol și în ceea ce privește sentimentele noastre. Stăpânirea de sine, frați și surori, începe cu o judecată sănătoasă. Și pentru a avea o judecată sănătoasă, este absolut necesar să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Să cunoști standardele pe care Dumnezeu le-a lăsat în Scriptură, în ceea ce privește stăpânirea trupului, a gândurilor, a sentimentelor, a vorbirii, a tot ceea ce suntem noi. Dacă
dacă nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu cunoști standardele pe care Dumnezeu le-a impus, n-ai cum să fii stăpân pe tine. Pentru că tu întotdeauna vei lăsa ștacheta tot mai jos, tot mai jos. Îi permis și asta, îi bine și așa, nu-i problemă nici așa. Și în felul acesta vei ajunge să faci și să trăiești după filozofia îmi place și îmi este permis. Vreau să vă mai spun că în viața aceasta ne spune cuvântul lui Dumnezeu că nu vom ajunge niciodată să fim stăpâni pe noi perfect în toate, absolut în toate domeniile. Pentru că dacă am fi așa, atunci am fi neprihăniți, am fi fără păcat, ori așa ceva spune cuvântul lui Dumnezeu că nu există. Nu există niciun om neprihănit, nici unul măcar. Dar ceea ce trebuie noi să căutăm este să creștem în acest aspect al stăpânirii de sine. Așa cum trebuie să creștem în toate aspectele în care Pavel le cuprinde și Scriptura le cuprinde ca fiind roada Duhului Sfânt. Noi trebuie să creștem în stăpânire de sine și așa cum am spus, creșterea în stăpânire de sine vine doar din partea lui Dumnezeu. El este cel care ne dă și voința și înfăptuirea. Stăpânirea de sine, frați și surori, nu ne încătușează. Să fii stăpân pe tine în cât mai multe domenii, în cât mai multe aspecte din viața ta. Aceasta nu-ți limitează posibilitățile, nu-ți încătușează viața, ci din potrivă te eliberează. Din potrivă te eliberează, pentru că această stăpânire de sine vine cunoscând legea lui Dumnezeu și apostolul Iacov spune că această lege a lui Dumnezeu este legea slobozeniei. Este legea slobozeniei, nu este legea asupririi. Domnul Iisus spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Cu cât cunoști mai mult cuvântul lui Dumnezeu, cu atât ești mai liber, cu atât te eliberezi. În dimineața aceasta am vrut să aduc în fața dumneavoastră acest aspect al stăpânirii de sine, al înfrânării poftelor, pentru că este foarte, foarte necesar în ziua de astăzi, în viața pe care o trăim, în faptul că dacă oriunde ne-am uitat, vedem atâta ispită și cel rău ne bombardează cu atâtea promisiuni și atâta ispită, încât este absolut necesar să știm că această înfrânare a poftelor, această stăpânire de sine este necesară în viața noastră, este cerută de Dumnezeu, este roadă a Duhului Sfânt și dacă reușim și trebuie să reușim să ne ținem în trup, în frâu, trupul, gândurile, sentimentele, vorbirea, vom fi plăcuți lui Dumnezeu și vom fi o mărturie plăcută pentru cei din jurul nostru. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin.